tricoul României cântărește greu pe jucători, mai ales pe cei care transpiră pentru națională. E un tricou pe care n-ai cum să nu-l respecti, spun puștii de viitor care vor să facă România mare în lume. Tricoul României naște pasiuni și emoții printre jucătorii care îl poartă. Pentru Nicolas Popescu e și mai greu. El trebuie să ducă mai departe povestea începută de tatăl său, Cică Popescu, capitan în generația de aur. Chiar și la grupele de juniori, unde l-am purtat, este greu. Cred că indiferent de vârstă, când porți tricoul național, este o responsabilitate uriașă și trebuie să-l respecti și să dai totul pe teren. Da, este foarte greu, iar cei care cred că este ușor sau cei care zic că mai avem emoții, e normal să mai e pentru că reprezinți o țară. Chiar ca tricoul să stea și bine pe jucători, alimentația e foarte importantă. Fotbaliștii au tot timpul un ochi pe cântar. N-am avut niciodată probleme, adică o consider foarte importantă, dar nici nu sunt genul care să am un regim strict sau să mănânc tot timpul sănătos.